nu sunt dezamăgiri mai mari decât cele generate de propriile decizii neînțelepte. Ce fericit ai fi dacă nu ai fi luat acele decizii greșite! Ce minunat ar fi dacă ai evita deciziile proaste! Decizii fără regrete există! Descoperim împreună cum să luăm decizii fără regrete! Acestei biserici. Vă spun tuturor, bine ați venit la această adunare. Salut în acest moment pe cei ce sunt la adunările părților componente a Bisericii Philadelphia. Domnul să vă binecuvinteze, Doroscaia, Rusca, Pruncu. Domnul este minunat. Biserica Philadelphia este o familie care este răspândită în diferite locuri în lumea aceasta. Fiți binecuvântați cei ce sunteți împreună cu noi pe internet sau la televizor. Iată că este un mare privilegiu pentru noi ca să discutăm în continuare această temă care este atât de importantă pentru voi. La Marea Zi a Prietenilor v-am dat posibilitatea să ne întrebați, să ne spuneți ce anume să predicăm și prima temă în sondajele voastre a fost referitoare la deciziile înțelepte. Cum să luăm decizii înțelepte, cum să evităm deciziile fără regrete. 3 duminici deja am discutat din această temă, astăzi este a patra duminică, ultima cu care încheiem această temă și vreau să vă readuc aminte, cei care poate ați lipsit la una dintre teme, noi am discutat despre acea întrebare, am formulat împreună acea întrebare cu ajutorul căreia găsești răspunsul sau poți lua decizii înțelepte în orice domeniu al vieții. Și întrebarea, voi o cunoașteți, sună în felul următor. Ziceți, cum este întrebarea întrebărilor pe care ar trebui să o punem la baza procesului decizional al vieții noastre și să plecăm din ea, să plecăm cu ea de aici înainte în viață și să evităm deciziile neînțelepte. Noi am spus și am discutat această întrebare la trecut, la prezent și la viitor și vă reamintesc că ce anume am constatat că este absolut necesar în lumina experienței mele din trecut, circumstanțelor mele prezente și a speranțelor și visurilor mele de viitor. Cum este înțelept să procedez? Cum este înțelept să decida? Tu ai un trecut propriu de care trebuie să ții cont și trebuie să fie sursă de înțelepciune. Tu ai un prezent personal. Tu trebuie să ții cont de faptul că ești la liceu sau ești la facultate sau ești de curând angajat sau ești de curând căsătorit, de curând tată sau mamă, de curând pensionar. Dacă nu ții cont de circumstanțele tale prezente, deciziile tale pot fi neînțelepte și mai ales tu ai niște speranțe de viitor. Tu ai un vis pe care îl urmărești în viață. Tu nu trăiești o viață banală și dacă nu ții cont de speranțele și visurile tale de viitor, nu vei putea lua decizii înțelepte. Nu vei putea alege între bine și extraordinar sau excelent. Și voia lui Dumnezeu este să decidem nu ceea ce este bine doar sau doar legal, ci să alegem, să decidem în mod înțelept ceea ce este cel mai bine, ceea ce este extraordinar de bine. Am spus duminica trecută că cele mai amare lacrimi și cele mai mari regrete provin din acele decizii care implică imoralitatea sexuală. Și noi am spus, oamenii nu ajung imorali din punct de vedere sexual din prima decizie, dintr-o singură decizie, ci mai degrabă, experiențele imorale sunt precedate de o serie, de un lanț. Ați ascultat poezia, nu? Ele vin una după alta. Este un proces, sunt niște pași care te ducă, sunt niște pași neînțelepți care te duc la imoralitate sexuală. Și am spus, noi în calitate de păstori ascultăm săptămânal oameni care regretă cel mai mult deciziile care au implicat
relații intime, au implicat imoralitate sexuală. Să luăm în serios acest domeniu și așa cum ne-a învățat Dumnezeu duminica trecută, să fim gata să... Ce să facem cu imoralitatea? Ce să facem? Să fugim cât mai departe, spune Dumnezeu, fugiți. Dacă cumva ați pierdut, ați vrea să ascultați din nou sau să recomandați cuiva această temă, o găsiți la această adresă de internet câtă vreme va exista curent electric. Spuneam duminica trecută că în procesul decizional eu stau de vorbă cu mine și de fapt fiecare dintre noi discută cu el însuși, în procesul decizional. Și eu vorbesc cu mine, spun, Doru, nu trebuie să faci asta. Și apoi, dar ce-i rău dacă fac asta? Nu trebuie să răspunzi la această invitație. Dar ce-i rău dacă răspund la această invitație? Doru, nu-i bine să mergi acolo. Dar ce-i rău dacă merg și eu acolo? Nu trebuie să cumpere asta. Dar ce-i rău dacă cumpăr asta? Și apoi... la un moment dat, eu mă mint pe mine însumi. Este în regulă. Fă acest lucru, cumpără acest obiect, răspunde aceste invitații, du-te în acel loc. Mă mint pe mine însumi, fără să mă gândesc la consecințele care urmează. Cele mai mari regreturi, și sunt sigur că și tu te gândești la fel, cele mai multe păreri de rău, nu numai consecințele, dar ești nervos, ți-e ciudă pe tine însuți, pentru că tu ai fost în centru procesului decizional, atunci când se judeca decizia, când s-a luat decizia și după aceea nici nu ai pe cine da vina. Cele mai mari regrete, cele mai mari necazuri sunt când nu ai pe cine da vina, când știi că tu ești responsabil de toate acestea. Și după ce trebuie să experimentezi aceste consecințe, aceste urmări neplăcute, îți vine să te întrebe. Cum am putut fi atât de neînțelept? Cum am putut să iau așa decizie teribilă? Unde mi-a fost capul? Cum n-am putut să deschid ochii și continuă regretele, da? Ar fi trebuit să anticipez ce urmează. Ar fi trebuit să-mi dau seama că decizia pe care o iau va avea rezultate, va avea urmări negative asupra mea și asupra celor din jurul meu, din familia mea, din contextul meu. Cum nu am putut eu anticipa? Și aș vrea în acest moment să ne ocupăm puțin de această frază. În ziua de astăzi vom discuta în acest context al procesului decizional cum să iei decizii înțelepte. Discutăm această frază. Ar fi trebuit să anticipez ce urmează. Ai avut așa experiență în viață? În următoarele 5 minute, fiecare o să povestim cea mai proastă decizie și urmările care urmează, care au urmat unul cu altul să povestim. Am glumit, bineînțeles, că o să urmeze 5 minute de tăcere. Nimănui nu-i place să povestească prostiile care le-au făcut și urmările pe care le-a tras din pricina aceasta. Dar fiecare dintre noi avem această frază în capul nostru. Ar fi trebuit să observ. Un om ca mine ar fi trebuit să înțeleagă ce urmează. Aș fi trebuit să bănuiesc, să anticipez dinainte ce va urma în urma deciziei mele atunci, în acel context. Dar știi de ce n-ai observat? Știi de ce nu ai putut anticipa? Știi de ce? Știi? Știi? Toți știm. Nu ne place, dar știm. Fie că nu ai ascultat. Nu ai ascultat de cineva care ți-a spus. Nu ai ascultat de cineva care te-a avertizat. N-ai ascultat de cineva care ți-a dorit binele și te-a sfătuit. Sau fie că nu ai fost avertizat. Dar noi nu suntem avertizați de cei din jurul nostru,
Pentru că ei știu că nu acceptăm avertizarea. Noi nu suntem sfătuiți de cei din jurul nostru pentru că ei știu că nu ne place să fim sfătuiți, le reproșăm, au pățit-o cu noi și nu vor să aibă probleme. Nu, toată lumea vede, uite ce urmează, îmi pare rău, nu merge bine, dar cum să-i zici? Cum să, nu? Mama nu știe doar ce urmează la această decizie, știe ce urmează întreaga vieții, întreaga viața ta. Ea are în mintea ei planul excelent pentru fata ei, pentru viață, pentru feciorul ei, pentru fiul ei. Și tu zici că te bate la cap. Și tu zici că face probleme. Și tu îi spui, doar începe să spună ceva și tu spui, știu că iar începi. Tata la masa de cină îți spune în stilul lui masculin, mai dur. Și te enervezi și te ridici și pleci. Și trântești ușa, ai vrea să te lase în pace, să te lase în pace. Și știi că tot ceea ce suferi, toate deciziile neplăcute, care au urmări neplăcute, au la bază neascultarea sau lipsa de sfat, pentru că i-ai ținut la distanță pe toți. I-ai ținut la distanță pe toți. De ce? Haideți să ne întrebăm. De ce? De ce oare noi putem observa în viața altora ce ar trebui să decidă, ce ar trebui, cum ar trebui să procedeze, dar nu vedem în viața noastră? Ce se întâmplă oare că atunci când trebuie să decidem pentru noi înșine, nu putem anticipa ceea ce urmează? Ce se întâmplă oare? De ce? Haideți să merg mai departe. De ce oare înțelegi foarte bine ce ar trebui să facă alții în familia lor? Ce ar trebui să facă alții în casa lor, cu banii lor? Dacă asculți pe un soț și o soție care au probleme, care nu se înțeleg, din primele fraze îți vine să zici, nu trebuie să mai faci asta? Nu mai trebuie să zici asta? Nu trebuie cu tare? Știi foarte bine să dai sfaturi altora. Dacă este vorba de căsnicia ta, când este vorba de familia ta, când este vorba de relațiile tale personale, nu vezi ce e de făcut. De ce? Poate nici nu ești măcar căsătorit și vezi cum se comportă un copil cuiva și spui, dacă aș fi eu mama lui, l-aș pune la punct. Dacă aș fi eu tata lui, dacă am fi noi părinții lui, l-am educa altfel. Și apoi devii mamă, devii tată și în următoare 17-18 ani nu știi ce trebuie să faci. Nu înțelegi cum trebuie să procedezi ca să-l educi, să o educi, să o crești cum trebuie. De ce oare? Asta este întrebarea cu care vom lucra astăzi. Aceasta este întrebarea care va trasa, va străbate discuția din ziua de azi. De ce oare nu văd în dreptul vieții mele, nu înțeleg, nu pot anticipa ce urmează în viața mea, dar pot anticipa în viața altora, în familia altora, în domeniul financiar, economic al altei familii. De ce oare acest lucru? Haideți să recunoaștem. În cazul meu personal, are loc o implicare emoțională. Când este vorba de viața mea, când este vorba de familia mea, când este vorba de copiii mei, când e vorba de banii mei, am emoții. Sunt implicat psihic, emoțional și emoțiile, situațiile care implică emoții multe, nu sunt ideale pentru luarea deciziilor. Sunteți de acord cu acest lucru? În momentul în care urăști ceva, nu poți judeca normal, ci ești orbit de acea ură. În momentul în care
iubești ceva, în momentul în care îți place ceva, în momentul în care te-ai îndrăgostit de cineva, nu poți gândi cum trebuie. Din cauza emoțiilor, din cauza sentimentelor, ceea ce este evident devine mai puțin evident. Noi spunem, îi cu capul în nori. Noi spunem, dragostea este o armă. Chiar dacă am organizat un meeting cu placarde, nu te căsători cu el. Nu, nu, să strigăm, nu, nu, nu. Nu ajută. De ce? E viața mea. E cu capul în nori. Sunt implicate emoțiile. Mi-aduc aminte când copiii noștri erau mici, mergeam în magazin, în supermarket și oamenii ăștia parcă știu, așează mărfurile cele mai atrăgătoare pentru copii la înălțimea aceasta de un metru, 1,20 m. Și treci cu coșul și copiii pun și văd și pun și, și în urma lor pui înapoi pe rafturi din coș. Nu? Implicare emoțională, îi place, mă atrage, doresc, aș vrea. De ce oare? Și haideți să se recunoaștem. Dacă tu te-ai ocupat de buzunarul meu, de banii mei, nu-i așa? Că ai opri anumite cheltuieli? Dacă eu aș administra banii tăi, nu-i așa că te-aș scuti de niște datorii? Dar când e vorba să ne administrăm singuri banii, singur viața, ne implicăm emoțional. Gândim la emoție și luăm decizii neînțelepte sub presiunea emoțiilor. Din acest motiv, în această zi, haideți să ne întrebăm, ținând cont că emoțiile există, emoțiile sunt parte a vieții noastre, haideți să ne întrebăm, cum este înțelept să procedez când emoțiile s-au amplificat și apetiturile s-au aprins? Cum este înțelept să procedez atunci când îmi place, atunci când doresc? Cum este înțelept să procedez? Cum este înțelept să decid atunci când mă enervează? Atunci când urăsc? Atunci când nu mai am răbdare? Cum este înțelept să procedez? Cum este înțelept să iau decizii pe care să nu le regret? Și răspunsul este un singur cuvânt. Sunteți gata? Un singur cuvânt. Sunteți gata pentru așa răspuns? Sunteți gata? Simplu. Ascultă. Ascultă. Oamenii înțelepți, toți cei pe care îi admirăm, toți cei care se bucură de succes în această lume, oamenii înțelepți înțeleg când, spuneți când. Oamenii înțelepți înțeleg când se află în situații în care nu pot decide ei înșiși pentru ei înșiși. Ei sunt înțelepți, deciziile lor sunt înțelepte pentru că ei pot să-și dea seama în această situație, eu însumi nu pot să iau decizii înțelepte pentru mine însumi. De acest motiv, ei caută sfat, ei caută îndrumare. Oamenii de succes, oamenii mari acestei lumi, plătesc pentru îndrumare. Cumpără scump sfaturi ca să nu dea în bară. Pentru că suntem la biserică, stimați oaseți, așa cum am spus, suntem onorați să vă avem cu noi la adunarea Bisericii Philadelphia. Noi credem în Dumnezeu și credem în Cartea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură pentru noi este cartea în care Dumnezeu ne-a comunicat învățăturile sale și nu doar principiile și valorile sale, dar și modelele sale de la care să învățăm ce să facem în viață și ce să nu facem în viață. Cum să procedăm în viață în așa fel încât să nu ne regretăm deciziile. Și în această zi vreau să vă vorbesc despre un rege. Toată lumea ar vrea să devină rege, deci discuția urmează să fie interesantă. Da? Dacă ești parte a acestei biserici, ești unul dintre urmașii Domnului Iisus Hristos dedicați în această biserică, trebuie să înțelegi că îți vorbește Dumnezeu. Prin aceste exemple și prin citatele pe care urmează să le discutăm împreună, îți vorbește Dumnezeu. Nu ai de ales, trebuie să asculți.
Dacă nu ți-ai dedicat viața Domnului Iisus, ești invitat, ești așteptat de Dumnezeu să asculți. Nu ești obligat, dar ești invitat. Bine ar fi, zice Dumnezeu, bine ar fi să asculți, să iei în considerare. Vreau să vă vorbesc despre al treilea rege din Israel, din poporul Israel. Numele lui, cei care sunteți credincioși, cei care citiți Biblia, numele celui de-al treilea rege din Israel, cine este? Solomon, desigur, Solomon, da? Solomon a fost întronat, a purtat coroana din tinerețe, din fragedă tinerețe, era un adolescent când a devenit rege, când a urcat pe tronul poporului Israel. Și citim în Biblie, stimați oaspeți, citim în Cuvântul lui Dumnezeu această istorie, această descriere, că Solomon a avut o experiență supranaturală. Într-o zi, Dumnezeu l-a vizitat și Dumnezeu l-a întrebat dacă are nevoie de ceva. Dumnezeu a spus, Solomon, vreau să-ți dau ceea ce-mi ceri, cerem ceva, cerem ceea ce ai nevoie și îți voi da. Și Solomon, din adolescent, nu a cerut bicicletă, nici telefon celular, nici calculator de ultimă generație, nici PlayStation. Dar ce a cerut Solomon? Înțelepciune. A spus, Doamne, prima nevoie urgentă pentru mine, de curând întronat în Israel, de curând încoronat, prima urgență este înțelepciunea, Doamne, vreau să iau decizii fără regrete. Mă preocupă conducerea acestei țări, cum să decid în așa fel încât oamenii aceștia să celebreze viața, să se bucure de succes. Și Dumnezeu a spus, fain, bună dorință, bună întrebare, bună cerere, să o aprob. Și citim în cartea întâia a regilor descrierea. Dumnezeu i-a dat lui Solomon înțelepciune. Spuneți înțelepciune. Dumnezeu dă dacă ceri, nu? Și scrie și în Noul Testament, dacă ceri și în secolul acesta și în anul 2016, dacă ceri înțelepciune, o dă Dumnezeu? Spune celui de alături, o dă. Ne-o dă, e bun, e cu mână largă Dumnezeu. Dumnezeu a dat înțelepciunea lui Solomon, o foarte mare pricepere și o înțelegere nemăsurată și ca să facem comparație, ca nisipul de pe țărmul mării. Vrei să înțelegi cât de înțelept a fost Solomon? La maxim. Nici măcar nu poți evalua înțelepciunea. Și continuăm să citim descrierea istorică. El era mai înțelept decât orice alt om. Faima lui s-a răspândit printre toate neamurile din jur. E ușor să fii faimos pentru că ești înțelept? Sau e mai ușor să fii faimos pentru scandal, pentru prostie, pentru banalități în lumea noastră? Cum e mai ușor să fii faimos? Pentru prostie, da. Solomon a ajuns cel mai faimos, persoana numărul unu și noi, cei care l-am urmat pe Domnul Iisus, credem că Iisus este primul, cel mai înțelept, pentru că este Dumnezeu întrupat și al doilea este Solomon. Pe vremea aceea, în Vechiul Testament, înainte de Iisus, faima lui s-a răspândit printre toate neamurile din jur. Și ascultați cum mergeau lucrurile. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon din partea tuturor împăraților pământului, delegații guvernamentale. Cereau consultații, stăteau în rând, poate zile la rând, ca să primească audiență, să beneficieze de sfatul, de răspunsul celui mai înțelept om din lume. Înzestrat de Dumnezeu cu capacitatea de a lua decizii înțelepte. El a scris câteva cărți îndrumate de Dumnezeu în Sfânta Scriptură și dintre scriitorii Bibliei, culmea este, pentru mine este foarte interesant, că omul cel mai înțelept dintre toți oamenii a scris în Biblie cel mai mult despre necesitatea înțelepciune, nevoia de a-ți dezvolta capacitatea
de înțelegere și de înțelepciune. Este ca și cum expertul în matematică ar fi mereu preocupat și ar vorbi mereu că trebuie să mai învăț ceva matematică. Este ca și cum campionul mondial la nu știu ce sport ar vorbi mereu și mereu cum ar trebui să mai dezvolte, să mai învețe ceva. Solomon chiar credea că înțeleptul învață și prostul refuză înțelepciunea. Solomon chiar credea că înțeleptul este înțelept dacă continuă procesul de cultivare a înțelepciunii. Haideți să citim ce scrie el în cartea Proverbe. El formulează atât de interesant că îți vine să înramezi aceste formulări, aceste fraze pe care Solomon le transmite în cartea Proverbe. Mă scuzați, da? Proverbe. Îndrumă-l pe cel înțelept și el va deveni mai înțelept. Dacă îi dai sfaturi înțeleptului, el își mărește înțelepciunea, își dezvoltă înțelepciunea. E foarte interesant. Iată de ce înțeleptul e înțelept, nu? Apoi, să asculte cel înțelept și el își va spori învățătura, iar cel priceput să primească îndrumări. Cel înțelept, el este dispus să asculte înțelepciunea. Cel priceput este gata să primească sfaturi, să primească îndrumări. Ești așa? Simplu, ești așa, ești înțelept dacă ești așa. Calea nebunului, în contrast, este dreaptă în ochii cui? Mie îmi spui, pe mine mă înveți, ți-am cerut sfatul. Calea nebunului este dreaptă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Solomon ne vorbește ca și rege, fără o bună consiliere, planurile eșuează, dar ele reușesc atunci când sunt mulți consilieri. Vrei să iei decizii bune? Ai de luat decizii serioase? Adună în jurul tău sfătuitori, caută-ți un anturaj al înțelepciunii, caută-ți un anturaj care să te îndrume, să te ajute să iei decizii înțelepte. Și continuă Solomon, ascultă sfatul și primește instruirea ca să fii înțelept la sfârșitul tău. Solomon spune, viața este un proces și pe măsură ce tu asculți sfaturile înțelepte ale celor din jurul tău, care nu sunt implicați emoțional ca tine în procesul de luare a deciziilor tale, pe măsură ce tu urmezi sfaturile acelor oameni, devii înțelept. La sfârșit ajungi înțelept. Chiar dacă tu nu ești înțelept, deciziile tale vor fi înțelepte și oamenii vor spune că ești înțelept, chiar dacă nu știu că vin de la tine. Tu faci concluzia sfaturilor. Și Solomon continuă să spună, mândria produce doar certuri, dar înțelepciunea se găsește numai la cei ce acceptă sfaturile. Și de ce e conflict între tine și mama ta? Și de ce e conflict între tine și părinții tăi? Pentru că nu ascult sfaturile. Și de ce e conflict între tine și diriginte? Și de ce este conflict între tine și prietenii tăi? Știi că ai prieteni care îți doresc binele, ai frați mai mari, surori mai mari, care n-ar dori ca tu să comiți greșelile pe care ei le-au comis când erau ca tine și vă bubuiți unul pe altul. De ce? Mândria. Și pentru că respingi sfaturile, respingi învățătura. Acum aș vrea să fac o afirmație, de fapt o concluzie zguduitoare. Cum se face, acum când vorbim de Solomon, de înțeleptul înțelepților, omul care a cerut înțelepciune de la Dumnezeu, a primit înțelepciune de la Dumnezeu, a adunat în jurul lui consilieri, a acceptat sfaturile, s-a bucurat de glorie, a luat decizii înțelepte, s-a bucurat de succes, a rămas proverbial între înțelepți. Cum a fost posibil ca unul dintre cei mai înțelepți oameni în lume, ca Solomon, să ia în cele din urmă unele din cele mai neînțelepte decizii din lume? Știți? Că Solomon, în cele din urmă, a subminat economia țării pe care o conducea. Solomon
a distrus din punct de vedere spiritual țara peste care Dumnezeu l-a așezat să conducă, să stăpânească. Solomon a lăsat o moștenire tristă, penibilă, dinastiei sale, urmașilor săi la tron. Din punct de vedere politic, țara a rămas divizată în urma lui Solomon. Cum este posibil, întrebarea critică, cum este posibil unul dintre cei mai înțelepți oameni de pe planetă din istorie să ia în cele din urmă unele din cele mai neînțelepte decizii pe care le-au luat oamenii în lume? Cum este posibil acest lucru? Bună această întrebare? Este bună această întrebare? Cum e posibil? Cum a ajuns Solomon? Simplu. A ascultat sfaturile, și-a dezvoltat înțelepciunea, s-a bucurat de glorii, a luat decizii înțelepte și la un moment dat a spus, sunt cineva. La un moment dat a spus, ca mine nu este... Păi, la nimeni nu stau oameni în rând să primească sfaturile. Și știți care este situația, oameni buni? În momentul în care devenim cineva, în momentul în care ne crește reputația, în momentul în care ne crește influența, în momentul în care ne cresc averile, începem să credem că nu mai suntem vulnerabili. Începem să credem că noi știm totul, noi nu mai greșim niciodată, noi trebuie să dăm sfaturi, noi suntem cei mai competenți pentru a ajuta pe alții, sfătui pe alții și nu mai avem nevoie de ajutorul și sfatul alților. În momentul în care urci pe scările societății, apar lingușitorii care, și chiar dacă glumele tale nu sunt extraordinare, ei vor râde ca și când sunt extraordinare. Chiar dacă sfaturile tale nu sunt deosebit de înțelepte, ei te vor aplauda și vor spune, extraordinar, nici nu mai există așa sfat înțelept. Nu v-ați simțit în preajma unor oameni importanți când trebuie să spui, da, așa e, chiar dacă nu e așa, da, așa e, a zis el. Cum să contrazici, cum să spui că n-are dreptate, înțelegeți? Și Solomon a început să ia decizii fără să mai asculte pe cineva, fără să se mai consulte cu cineva, fără să se mai sfătuiască cu cineva. Știți, oameni buni, cum suntem noi? Noi știm deja ce au de spus oamenii înțelepți. Din acest motiv, nu vrem să-i ascultăm. Când mama începe să spună, nici nu o lași să termină fraza, spune, lasă-mă că știu ce vrei. Știu, am mai auzit asta de la tine. Când tata, când prietenul, când omul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a așezat în viața ta, încearcă să-ți dea sfatul și s-a rugat și a postit ca să fie acceptat și înțeles corect, când cu sfială își mai dă o șansă să se apropie de tine, să-ți facă un bine, să-ți dea un sfat, tu întinzi, imediat îi închizi gura și spune, știu ce ai de zis, știu ce vrei să zici, dar nu-i treaba ta. Bun, cum sunt oamenii care știu ce trebuie să facă, dar nu fac ceea ce știu că trebuie să facă? Ce-o zis Solomon? Cum sunt ei? Cum se numesc ei? Sună rău, urât, provocator. A zis Solomon, a zis Dumnezeu. Stimați urmașa Domnului Iisus Hristos, a zis Dumnezeu aceasta. Noi credem, când cineva ne sfătuiește, noi credem că nu este afacerea lor, nu-i treaba lor, este viața mea. Sunt deciziile mele private, deciziile mele personale, ce te bagi, le zicem, nu? Nu vă amestecați! Și uităm de fapt că deciziile private au consecințe publice. Iisus a spus, ce spui pe ascuns se va zice pe internet. Se va zice de pe acoperișul casei, de pe acoperișul lumii. Tot ceea ce este scandal, când apar cei încătușați la televizor, la știri, deciziile care le-au luat au fost foarte secrete, foarte private. Dar consecințele, urmările sunt publice, sunt dramă națională, dramă internațională. Din acest motiv,
este afacerea lor, a celor care te iubesc, a celor care sunt alături de tine, care îți vor binele, care se roagă, care stau la dispoziție cu sfaturi înțelepte. Dar știți care este motivul pentru care noi nu ascultăm, nu acceptăm sfaturile, nu acceptăm îndrumările celor din jurul nostru care văd ceea ce noi nu vedem, fiind implicați emoțional, pot anticipa ceea ce eu nu pot anticipa. Știți de ce noi nu ascultăm? Știți de ce? Vreți? Un singur cuvânt, vreți? Sunteți gata? Îl puteți duce? Puneți centura de siguranță. Da? Simplu. Mândria. Și mândria are două forme de manifestare. Una e bisericoasă, una e nebisericoasă. Una vine la biserică, una nu vine la biserică. Prima formă, să începem cu cea care nu vine la biserică, da? Succesul te intoxică. Așa cum am spus despre Solomon, cu cât îți merge mai bine, te mulțesc banii, crește reputația, poziția, influența, toate acestea te intoxică, te otrăvesc și ești cu capul în nori, nu mai vezi, nu mai poți anticipa, tu nu mai greșești, tu ești înțelept, să te lase toți în pace, nimeni nu mai poate să-ți dea sfatul, nimeni nu știe cât știi tu, nimeni nu are succesul pe care l-ai tu. E mândrie, se numește mândrie. Ascultați dacă nu ați aflat încă, este mult mai greu să administrezi succesul decât să-l dobândești, să ajungi acolo. Nu fi mândru, nu te lăsa intoxicat de succes, nu te lăsa otrăvit de reușite, pentru că vei lua decizii prostești, vei lua decizii regretabile, te vei distruge pe tine și pe cei din jurul tău. Și apoi venim la mândria bisericoasă. Eșecul te umilește. Umble ca un pipiric, ca o victimă. Nu mai vrei să vorbești cu nimeni. Nu? Am o problemă, dar ce problemă? Nu te băga. Și mai ales noi, bărbații, stimate doamne, vreți să înțelegeți pe soții voștri? Domnișoare, vreți să înțelegeți pe cei care pot deveni soții voștri? Va fi soțul tău, vreți să înțelegi? Bărbații, când au o problemă, nu vor să discute cu nimeni, lasați-i în pace. Și dacă mă rătăcesc cu mașina pe drumuri, de mândrie nu vreau să mă opresc și să întreb dacă merg bine sau rău. Așa sunt bărbații. Și tu vezi, observi în viața lui, a omului, o anumită lacună, o anumită problemă, un domeniu în care ar avea nevoie de dezvoltare. Și spui, uite, am găsit o carte bună. De fapt, eu am citit-o și chiar am subliniat, anumit, va fi de mare folos. Eu l-o ia cu bucurie, te bate pe umăr și spune, Domnul te-a trimis la mine, aveam mare nevoie. Chiar în domeniul ăsta am mare nevoie de învățătură. Așa spune un bărbat. Nu mai spune așa, spune, pleacă, eu știu să-mi cumpăr cărți, eu mă descurc, este treaba mea. Din acest moment, oameni buni, vă rog, haideți să recunoaștem mândria și haideți să recunoaștem că eșecul nu ne umilește, eșecul ar trebui să ne învețe. Să spunem, hei, am o problemă, cine mă poate ajuta? Sunt slab într-un domeniu, sunt vulnerabil în celălalt domeniu. Ajutați-mă, cine mă poate sfătui? Din mândrie vei considera aceste lucruri, da? Vei considera aceste lucruri, foarte important, da? Și acum ne întoarcem la întrebarea noastră. Ar fi trebuit să anticipez ce urmează? Ar trebui să pot anticipa, să pot vedea ceea ce urmează și nu pot face. Vrei tu să recunoști că cineva poate anticipa ceea ce tu nu poți anticipa? Vrei să recunoști aceasta? Sau cineva poate anticipa ceea ce tu te faci că nu poți anticipa? Recunoști, fii serios, fii sincer. Din acest motiv, întrebarea cu care aș vrea să încheiem această serie sună în felul următor. În lumina experienței tale din trecut, a circumstanțelor tale prezente și a speranțelor și visurilor tale de viitor, ascultă. Întrebarea a devenit o afirmație.
ținând cont de trecutul meu, de experiențele mele în trecut, ținând cont de circumstanțele, de împrejurările în care mă aflu acum și de speranțele și visul meu de viitor, trebuie să ascult, ascultă, spune-ți ție însuți acum, ascultă. Ce liniște în sala asta. Spune-ți ție însuți, ascultă. Pe cine să ascult? În primul rând, hai să dai în șansă, ascultând de tine însuți, hai să dai în șansă. Numai am vorbit jumătate de oră despre asta. Mulțumesc pentru atenție.